Black Friday, iar autoritățile avertizează pe români să fie atenți, să nu ia decizii în grabă și să studieze cu atenție ofertele. Și stăm de vorbă cu domnul Marius Pârvu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Domnule Pârvu, bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața! În primii ani, românii n-au avut foarte mare încredere în Black Friday, tocmai din cauza faptului că s-a încercat să se profite de naivitate și de acest eveniment care se bucură de mare popularitate în afară. La ce trebuie să fim în primul rând atenți în momentul în care ne hotărâm să facem cumpărături de Black Friday? Bănuiesc că nu aveți foarte mult timp să detaliem, dar plecând de la niște date din 2017, raportate nouă de către Comisariatul Regional București-Ilfov, care a însemnat un număr de reclamații destul de mare și ulterior noi ne-am sesizat și am sancționat operatorii privind practicile pe care ei le-au avut în această perioadă de reduceri, însemnând ca valoare jur de 122.000 de lei. Numărul de sancțiuni a fost mult mai mare, s-a mers și pe prevenție, dar ca și recomandări. Da, ce anume recomandați și ce anume reclamau oamenii în anii precedenți? Eu aș putea să... Deci, în primul rând, este vorba de preț. Deci, de ceea ce achiziționau și constatau la momentul în care primeau produsul că, de fapt, prețul nu a fost tocmai corect. Și, în acest sens, îndemnăm pe consumatori, în primul rând, pentru faptul că 90% din achizițiile care se fac, în general, în această perioadă, sunt din mediul online, în primul rând, să vadă foarte clar de pe ce site-uri cumpără, adică să fie niște site-uri sigure și cu cei care vând să fie, ca să spun, niște profesioniști, să nu cumpere de pe orice site în care văd o reducere, să verifice foarte clar prețul la care cumpără, el trebuie să fie redus, adică față de un preț de referință practicat în acel site sau în acel magazin cu 30 de zile înainte, ceea ce este foarte important, pentru că în general acest lucru nu se întâmplă. Trebuie să țină cont de faptul că au dreptul ca în 14 zile după achiziționarea produsului ei pot returna acel produs. Deci nu are un regim special dacă este cumpărat cu o mare reducere să nu mai poată fi returnat în cazul în care nu funcționează sau nu atinge performanța dorită? Nu există. Deci în momentul în care achiziția se face în mod din zona online, cel care a vândut este obligat ca în termen de 14 zile să returneze valoarea produsului, chiar uneori și cu prețurile de rambursare. Depinde de modul în care s-a contractat acest lucru. Anul trecut au fost situații în care s-a reclamat faptul că s-au livrat foarte târziu aceste produse sau că au fost comercianți care le-au scumpit cu o zi, două înainte, tocmai pentru a putea veni cu o presupusă reducere? Bineînțeles că au fost cazuri de genul ăsta. Tocmai de asta solicităm. Sunt site-uri speciale care chiar fac o comparabilitate a prețurilor din diferite zone și recomandăm să se verifice acest lucru. Adică, în momentul în care face achiziția, să verifice dacă acel preț în alte magazine are un preț similar sau mai mic. Mulțumesc. În așa fel încât achiziția să fie făcută informal foarte bine. Că de fapt acolo să nu folosesc un termen doar foarte dur, se înșeală consumatorul, în zona în care informarea consumatorului nu este tocmai precisă și corectă. Mulțumesc foarte mult, domnule Pârvu, foarte prețioase aceste informații. Nu uitați, vine Black Friday, dar fiți foarte atenți ce cumpărați și mai ales la ce preț cumpărați.